producții opulente are planuri mari după ce a câștigat marele premiu de la Bravo, iStyl. Celebrities, virgulă, în valoarea de 100.000 de lei. Aceasta a mărturisit că își dorește mult propriul brand de haine pentru femei cu care să își poată pune în practică viziunea despre modă. Cu un scor de 53,8%, Ruxia a fost încoronată câștigătoarea competiției de modă și stil, după săptămâni rând în care fanii au ajutat-o să se claseze pe primele locuri în concurs. Ruxia Opulenta, pe numele ei adevărat Roxana Erdei, simte că trebuie să facă, în primul rând, ceva util cu banii câștigați în marea finală Bravo, iStyl. Celebrities. După 6 luni de muncă și ținute gândite doar de ea, fără ajutorul vreunui stilist, Ruxia a cucerit inimile fanilor și vrea să se întoarcă la ei cu ceva nou, cu propriile creații care să fie accesibile tuturor. Mi-e greu să mă hotărăsc acum ce să fac cu premiul. Aș vrea să investesc, dar să mă și distrez. Dacă îmi voi deschide un business, cel mai mult mi-aș dori să am propria afacere cu haine. Este cel mai mare vis al meu de când eram mică și sper să se împlinească. Virgulă, a declarat Ruxia Opulenta. Ruxi este un spirit aventuros și nu se ferește niciodată să spună deschis ceea ce simte și ceea ce gândește. Și tocmai pentru că este foarte aventuroasă și pentru că găsește umorul în toate întâmplările prin care a trecut, indiferent de oamenii pe care i-a cunoscut, Ruxi vrea să încerce lucruri noi și locuri noi. Cu banii încasați, marea câștigătoare Bravo, iStyl. Celebrities vrea să descopere lumea. Mi-ar plăcea să călătoresc în toată lumea. Nu am în minte un loc anume pentru prima destinație, dar nu vreau să fac chestii prea aventuroase. Nimic periculos, doar să mă relaxez și să stau la soare. Virgulă, a mai spus Ruxia Opulenta pentru vovbizro.ro.